De ziua copilului, bucuria și durerea și-au făcut loc deopotrivă în ochii și sufletele celor mici și ale părinților. Râsete și glasuri fericite au răsunat la concursurile și jocurile organizate peste tot în țară de 1 iunie. Însă au fost și lacrimi pentru copiii care au murit în războiul din Ucraina sau care au fost nevoiți să plece în țări străine ca să scape cu viață. Și în România sunt copii care abia trăiesc de pe o zi pe alta. Peste 40% se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, iar unul din doi este supus unei forme de abuz. Scandal în lumea medicală din Timișoara. Un renumit doctor a fost prins în flagrant, chiar în biroul lui, de ofițerii de la Direcția Generală Anticorupție, în timp ce lua mită. Este vorba despre fostul director al Spitalului Municipal Timișoara, care acum a ajuns după gratii. Anchetatorii au început să-l urmărească după ce a fost depusă o plângere pe numele lui. Detalii are Adriana Pinti de la TVR Timișoara. Adriana, bună seara, te ascultăm! Pentru cei mici de ziua lor, de la cules de fructe în livez și până la o plimbare cu mocănița, în toată țara au fost organizate acțiuni inedite care i-au bucurat pe copii, dar și pe părinții care și-au amintit de bucuria vremurilor lipsite de griji. Tabăra de la Dumbrava de Sus din Hunedoara, așa numitul lider spiritual, va apărea și el mâine în fața magistraților. Corespondentul nostru, Emanuel Jilinski, are mai multe detalii despre acest caz. Emanuel, bună seara! De ce sunt cercetați penal părinții? După 2 ani de pandemie în care evenimentele sociale au fost mai mult în online și la distanță, anul acesta, ziua copilului a fost pretextul perfect pentru distracție și experiențe noi. Parcurile, muzeele, mall-urile, dar și curtea televiziunii române au fost pline. Jocurile, atelierele de creație și mai ales dulciurile au fost favoritele copiilor de toate vârstele. Pentru copiii de la sate, realitatea este uneori greu de îndurat. În România, 4 din 10 copii suferă din cauza veniturilor scăzute ale părinților și se confruntă cu sărăcia, riscul de izolare și lipsa unei educații care să le asigure un viitor. Cei mai mulți în mediul rural. Datele făcute publice de organizația Salvați Copiii arată că țara noastră are cel mai ridicat risc de sărăcie și excluziune socială în rândul minorilor dintre toate statele Uniunii Europene. În Ucraina se apropie de ziua cu numărul 100, iar luptele continuă cu intensitate. Armata rusă a ocupat aproape în întregime orașul strategic Severodonetsk, cheia controlului total asupra regiunii Luhansk. Curtea Penală Internațională a descris Ucraina drept scena unor crime și a început cea mai mare anchetă din istoria sa. Cunoscută și ca drumul regelui, șoseaua a fost curățată și redeschisă circulației. Zeci de mașini și motociclete au ajuns deja în zonă. Deși suntem la început de iunie, 2000 de metri altitudine, turiștii își pot face selfie-uri în zăpadă. Costin Deșliu ni s-a alăturat cu știrile din sport. Costin, bună ziua! Mâine la aceeași oră, o seară liniștită, numai bine!